Fiind născută pe 11 ianuarie, ești o fire idealistă, ai calități rare și neobișnuite. Misiunea ta este să ajuți oamenii, conducându-i la o viață mai bună. La prima vedere, ești la fel de practică și realistă ca orice reprezentant al zodiei tale, dar spiritul unui adevărat mistic trăiește în tine. Înzestrată cu dăruire încăpățânată, gândire filozofică și temperament artistic, este mai puțin probabil să cauți putere și bani. Un umanist autentic, ai o nevoie sinceră de a ajuta oamenii la ananghe. Personalitate puternică, foarte înzestrată, ai capacitatea de a evalua cu acuratețe și cu atenție oamenii și fenomenele. Ești adesea mândră de abordarea imparțială a vieții, dar deoarece ești construită pe principii individuale, obiectivitatea ta în acest caz este adesea discutabilă. Cu toate acestea, dacă este necesar, îți poți impune propriile criterii de evaluare și așteptări, ești destul de capabilă să acționezi în calitate de arbitru. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: diligență, claritate, înțelepciune practică, reținere, intenție, independență, concretență. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Trăiește o viață reală, stai ferm pe picioarele tale, încerci să obții putere și bogăție și ești pregătită să lucrezi pentru acestea zi și noapte. Dar ești o idealistă care visează să-i ajute pe alții să-și facă viața mai bună. Desigur, tu nu ești completă dezinteresată, ai dori să primești recompensa corespunzătoare pentru munca ta. De asemenea, pe lângă lumea reală, tu cunoști lumea mistică. Ești capabilă să joci pe scenă, ești dotată cu un talent puternic, de la naștere ursitoarele ți-au înscris să fii un adevărat filozof în timp ce bești cu credință oamenii și umanitatea. Una dintre dificultățile tale constă în faptul că ești un moralist înalt și, prin urmare, nu dispui de flexibilitate în judecățile tale. Acest lucru îți poate afecta în mod negativ copiii, în special pentru că tonul tău dur și dorința ta de a condamna orice acțiune a urmașilor tăi agravează sentimentul de vinovăție.
încrederea în sine și privesc copiii de capacitatea de a acționa independent. Ar trebui cel puțin să-ți restrângi puțin exigența, pentru a nu fi nevoită să faci față protestului generației tinere sau, mai rău, a deschide antagonismul. Deci, tu te poți certa cu copiii tăi dacă, în opinia ta, încalcă orice norme morale general acceptate. Flexibilitatea aduce de obicei recompense mari și mai puține probleme decât duritatea și încercarea de a schimba pe cineva forțat, astfel încât să nu devii părinte tiran, prea strictă și exigentă. Mai multă dragoste, mai puține reguli. Te rog să reții că toți oamenii sunt diferiți și chiar și copiii tăi nu trebuie să fie ca tine în totul și să meargă pe calea ta. Probabil că vor dori să și deschidă propriul drum în viață. Din păcate, poți fi extrem de încăpățânată și cu o natură dură. Tu asculți numai de tine însăți și te îndoiești numai de alții. Odată ce ai luat o decizie, practic nu lași nicio șansă pentru discuții suplimentare. Cu toate acestea, cu aceeași încredere în sine, poți insista pe cont propriu, chiar și în acele probleme în care nu ești atât de informată sau ignorantă în general. Poți fi înfuriată de cei din jurul tău, dar nu ești înclinată să te abați de la judecățile tale. Mai mult, crezi cu sinceritate că judecățile tale ar trebui să fie luate drept adevărul absolut. Este imperativ să dezvolți flexibilitatea, deoarece în mod natural deții calități pozitive, cum ar fi generozitatea, bunătatea, devotamentul, este suficient ca tu să-ți tempereze dorința de a deveni un model. Prejudecățile și încăpățânarea ta pot fi o frână pe drumul către succes. Trebuie să cultivi deschiderea și toleranța în tine prin folosirea talentelor tale analitice în procesul de auto-îmbunătățire. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale: ești loială, sensibilă, stabilizatoare. Te bazezi mult pe viața ta, speri că vei reuși să creezi o familie prietenoasă. Tu acționezi încet, calculându-ți fiecare pas, și mergi la obiectivul tău ferm și cu credință. Abilitățile tale analitice sunt una dintre multele talente naturale pe care le ai. Nimic secret sau tăinuită nu-ți poate fi ascuns, recunoști instantaneu și precis falsitatea interlocutorului sau adversarului. Cum afectează data de 11 ianuarie soarta ta? Personalitatea este extrem de nesigură. Suspiciunea ta depășește toate barierele juridice. O percepție dureroasă a evenimentelor din jur exacerbează fluxul calm al vieții. Găsirea armoniei interioare devine un proces dificil pentru tine. Tu nu ești în măsură să percepi cu ușurință cursul vieții, căutând un truc peste tot. Vulnerabilitatea și sensibilitatea la experiențele negative contribuie la dezvoltarea tulburărilor psihosomatice. Toate acestea sunt o consecință a incapacității de a te îndepărta de probleme și de lipsa constantă de odihnă de calitate. Îți este foarte greu să găsești un limbaj comun cu alte persoane. Tu petreci o perioadă semnificativă de timp pentru a construi relații profitabile, dar, ca rezultat, nu rămâi cu nimic. O astfel de întoarcere a evenimentelor te privează de sprijinul necesar. Pe de o parte, această situație complică în mod semnificativ modul tău de viață și, pe de altă parte, oferă o oportunitate de a dezvolta calități umane importante. Drept urmare, tu vei fi pe deplin responsabilă pentru decizia ta. Patronul tău astral te-a înzestrat cu o voință și rezistență puternică pentru a depăși dificultățile care au căzut pe calea vieții, precum și pentru punerea în aplicare a sarcinilor planificate. Perspectiva ta te ajută să înțelegi oamenii aproape fără îndoială, și fiecare lecție de viață pentru a extrage esența. Credințele tale personale se disting prin principiile lor speciale. Tu ești de neclintit în credințele tale, construiești relații complexe cu alții și reduci semnificativ viteza de adaptare la condițiile în schimbare. Într-un rol de comandant, poți folosi un stil autoritar de comunicare, nu accepți obiecții personale și alte opinii ideologice. În orice industrie aleasă, vei deveni un specialist excelent. Printre ceilalți, te distingi prin abilitățile intelectuale și prin fenomenalitatea gândirii logice. În plus,
Ai o perspectivă de neegalat. Abilitatea de a recunoaște instantaneu indivizii cu conștiință pătată în mediul tău este pur și simplu uimitoare. Tu întotdeauna trasezi o linie clară între bine și rău. A te înșela sau a te rătăci este pur și simplu imposibil. Obstinitatea este principalul semn distinctiv al tău. A te abate de la planurile tale sau pur și simplu a corecta planurile, așteptând momentul potrivit, este pur și simplu inacceptabil pentru tine. Toate acestea au un efect negativ asupra drumului spre succes. Dragoste și compatibilitate. Dacă ai avut noroc să te naști pe 11 ianuarie, partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Când vine vorba de aprecierea textelor, obiectelor, metodelor și instrumentelor financiare familiare, vei străluci fără îndoială cu erudiția. În area ta de expertiză, întotdeauna acționezi ca expert și arbitru cu experiență. Demonstrezi excelente abilități analitice și poți separa cu ușurință greul de neghină. Poți detecta falsitatea fără întârziere și poți depista o mișcare frauduloasă. În acest sens, poți fi indispensabil în probleme atât de delicate precum lupta împotriva corupției. Să te prostească careva este cu adevărat imposibil. Dacă obții o poziție oficială, poate fi una din cele mai importante cariere unde poți depăși principiile morale și chiar mai multe decât cele ale unui preot indian. Sănătate și boli. Tu poți arde pe câmpul slujirii altor oameni, subminându-ți puterea ta morală și fizică. Este vital ca tu să înveți să te relaxezi și, pentru o vreme, să uiți de lucru, indiferent de cât de imposibil și de teribil la început ți se va părea. De asemenea, nu încerca întotdeauna să controlezi tot ce se întâmplă în jur. Nimeni nu este capabil de acest lucru, iar evenimentele care ies dintr-o dată de sub control pot submina foarte mult încrederea în sine și în lumea din jurul tău. Stresul asociat cu activitatea ta se poate transforma mai târziu în probleme cu sistemul muscular și oasele. În ceea ce privește dieta, merită refuzată să fie prea categorică, ci mai degrabă deschisă noilor rețete, feluri de mâncare și, în general, abordări inovatoare ale alimentației și gătitului. O dieta foarte variată se potrivește perfect. Ar trebui să faci un efort și să dedici ceva timp exercițiilor fizice. Stelele îți recomandă mai ales mersul pe jos și notul. Ești predispusă la afecțiuni nervoase și dacă nu vei avea un stil de viață ordonat, combinând munca cu odihna, atunci pot să apară anomalii psihice. Soarta și norocul. În această zi, s-au născut naturi secretoase, vulnerabile și indecise. Ești emoțională, există o anumită nervozitate în tine, ești mereu îngrijorată de ceva, întotdeauna te grăbești undeva, te ocupi cu ceva. Nu știi cum să te relaxezi, să te odihnești, iar în legătura cu aceasta, pot apărea probleme serioase de sănătate. Devizata pare a fi, voi realiza totul în viață prin propriile mele eforturi. Ai o karmă complexă, pe care o poți trăi prin umilință și atitudine bună față de lumea din jurul tău. Sfaturi pentru tine. Menține flexibilitatea și fi deschisă la schimbare. Nu judeca oamenii fără a le oferi o șansă preliminară. Fii capabilă să recunoști propriile greșeli și să fii generoasă în laudă când este necesar.
Principala sarcină pentru tine este să elaborezi un plan specific pentru muncă și odihnă. În niciun caz nu poți să exagerezi, deoarece sistemul tău nervos poate înșoa, ceea ce va fi foarte greu de reparat. Învață să te scuzi și să te bucuri de plăcerile obișnuite ale vieții. Încearcă să adopți mobilitatea și flexibilitatea în abordarea problemelor. Realizând că decizia ajustată nu înseamnă abaterea de la cea planificată, îți va permite să obții un succes considerabil. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.